Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Noma TV vorbim despre sport. Iulia Mărginean, Alexandra Hudea sunt sportivele care sunt astăzi alături de noi. În această perioadă, așa cum știți și dumneavoastră, se desfășoară campionatele naționale de atletism în sală. Iulia Mărginean și Alexandra Hudea, ca de fiecare dată, sunt prezente la aceste competiții. S-au desfășurat primele etape pe categorii la aceste competiții, dar urmează încă două etape importante la care vor participa și atletele noastre. Alexandra Hudea, campioană națională în momentul acesta, la 3000, la 1500, ne spune chiar Alexandra. Weekendul trecut am devenit campioană națională la 1500 de metri, la categoria de tineret, și vicecampioană la 3000 de metri. Ce urmează acum? Săptămâna viitoare urmează finala campionatului național de juniori 1 și peste două săptămâni finala campionatului național de juniori 2. La care dintre aceste două finale vei participa? La ambele. La ambele. Ce îți propui? Îmi propun să fac recorduri personale și să câștig, dacă se poate. Cu siguranță vei fi acolo în top și vei ajunge pe podium. Eu sunt sigură că sunteți pregătite după, iată, un cantonament pe care l-ai avut, un cantonament în Turcia, și după pregătirile pe care voi deja ați început să le faceți. Da, așa sper și eu, să meargă totul bine. Ce urmează după această etapă de sală? Urmează sezonul de aer liber. Care e primul concurs pentru care vă pregătiți? Campionatul european de under 20, unde sper să-mi îndeplinesc, să-mi reconfirm baremul, și apoi Festivalul Olimpic al Tineretului European. Succes! Mulțumesc! Iulia, cum a fost pentru tine acest început de an și ce îți propui la următoarele competiții, la aceste finale? La care dintre ele tu vei participa? N-am început anul chiar atât de bine cum mă așteptam, dar sper să se schimbe și să reușesc săptămâna viitoare, când am campionatul național. Vei participa doar la... Doar la categoria mea. La categoria ta, la finala de juniori 1. Da. Spune-mi dacă ai, nu știu, dacă ai vreun obiectiv principal, vrei să-ți dobori vreun record sau... Da, vreau să-mi dobor recordurile și să câștig cât mai multe medalii. La campionatul național de sală, care a fost cel mai bun record al tău? Anul trecut am reușit să câștig medalii de aur și să-mi fac recorduri. De 4 minute 30? 4:30 și pe 3:09:36. Ce competiții urmează după aceste finale și pentru tine? Urmează competițiile din aer liber, unde o să particip la, tot așa, la naționale și la campionatul european. Succes vă doresc, fetelor, în acest început de an. Eu sper că anul acesta să vă aducă rezultate și mai bune decât au fost cele de anul trecut. Succes! Mulțumim! Acestea au fost informațiile pentru știrile Nova TV. Vă aștept la 18:15. Stăm de vorbă pe larg cu atletele noastre, cu Iulia Mărginean și cu Alexandra Hudea. Vedem ce le motivează de fiecare dată, la fiecare concurs la care ele participă. Seară bună să aveți! Vă aștept la Media 620.